Accesul spre zona Polonă, zona industrială, dar și spre localitățile limitrofe se va face pe un pasaj modern care va fi construit de primăria municipiului Timișoara. Pasajul Slavici Polonă, construit în 1982, se află în stare avansată de degradare. Pasajul Polona aici în Freidorf, la fabrica de zahăr, este degradat total. Este o poartă de intrare în oraș și de ieșire care nu ne reprezintă și de aceea lansăm acum proiectul tehnic și execuția pentru un nou pasaj, ceea ce înseamnă de fapt că facem 3 poduri noi de la zero. Ne costă o căruță de bani, peste 90 de milioane de lei, dar trebuie făcut. Vom avea, bineînțeles, și loc pentru piste de biciclete, pentru trotuare. Este o investiție pe care cartierul Freidorf o merită de mult timp, este o investiție necesară și de aceea o pornim acum. Pasajul este degradat cu gropi, denivelări și trotuare deteriorate. Acesta va fi demolat complet și reconstruit cu 3 poduri noi, o șosea modernă de 2 km, trotuare și piste pentru biciclete. De altfel, vor fi modernizate rețelele edilitare, sistemul de iluminat public, rețeaua de gaz, apă și canalizare, iar zonele verzi nu vor lipsi. Proiectul de reabilitare va demara în acest an.